Căpușele sunt fără îndoială inamici de temut, atât pentru oameni cât și pentru animalele lor de companie. Pe lângă senzația neplăcută provocată, căpușele pot transmite și boli care pot cauza anemie sau chiar paralizie. Orice proprietar de câine trebuie să cunoască o serie de informații despre riscurile, prevenirea și îndepărtarea căpușelor, având în vedere că în orașul nostru au fost multe voci care au reclamat invazia periculosului inamic. La cabinetele veterinare, doctorii necuvântătoarelor se confruntă deja cu multe cazuri de căței mușcați de căpușe. În cabinetul medicului veterinar Ciprian Ofițeru am găsit un cățeluș mușcat de căpușă și care, din nefericire, a contractat babesioza. Care sunt simptomele babesiozei, domnule doctor? În primul rând, lipsa poftei de mâncare, după care refuzul de a se adăpa, de a bea apă, după care urina se închide la culoare, capătă o tentă maronie, și ușor, ușor, dacă nu este tratat, animalul poate să moară. Da? Pentru că babesia aceasta este un parazit pe care îl găsim în căpușă. Odată ce căpușa se urcă pe animal și inoculează acest parazit, acesta intră în sânge și are un mecanism de acțiune foarte simplu. Practic, anemiază animalul până când îl omoară. Mai multe despre boala pe care o transmit căpușele patrupedelor, despre șansele de vindecare, dar și despre prevenție, aflați mai multe într-o ediție specială marcată TV Giurgiu, imediat după jurnalul de știri.